Univers Podcasts. Eu simt că avem nevoie de intraprenori. Parcă nu mai e suficientă răbdare de a rămâne acolo în locul de muncă până chiar sunt rezultate. Oamenii vor rezultate imediat. Cel mai bine se realizează nu cel neapărat inteligent sau cu vocație, ci cel care are toleranță la frustrare și reziliență mare. Creșterea toleranței la frustrare, asta creează omul rezilient. Dacă mami și cu tati vorbesc și eu mă bag copil la 5 ani și am ceva de spus și mami și tatii mei se orientează spre el și își opresc conversația, asta este un mod de a submina reziliența pe viața copilului. Copilul nu mai e dispus să sufere nimic, inclusiv suferința sănătoasă a minții care trebuie să se dea de 3 ori peste cap. Nu, hai că poți. Nu? Hai că putem. Hai că putem. Da. Okay. Trebuie să te faci aliat. În perioada formativă, nu trebuie să arunci în terenul lui responsabilitatea și modelul de devenire social-cultural pe care l-am creat noi în mod aberant. Trebuie să fii partenerul copilului. Cine nu trece prin etapa aia, e credința mea, nu știu, de un pic de muncă de jos, nu s-o ducă la potențialul adevărat dacă n-a trecut prin anii aia de ucenicie. Avem o moștenire mai puțin sănătoasă despre ce înseamnă învățare. Învățarea e cu trebuie. Nu există performanță fără presiune. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican. Un podcast Zunivers. Te îmbrățișez. Suntem la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Zunivers. Sunt Andra Pintican și un regret am și eu pe lumea asta. Nu am învățat să merg pe bicicletă. Și până să am copii, nu m-a deranjat de fel. Dar acum fetele mele vor ba pe role, ba pe bicicletă și eu le fac frumos cu mâna de pe banca din parc. Dar mai am și eu o șansă să fiu în rând cu lumea. Mă ajută Hervis, pentru că n-au doar role și biciclete. Mai au și asigurare pentru biclă și la cât de pricepută sunt, am impresia că o să am nevoie de ea. Și chiar mai important, au și servicii de consultanță ca să alegi fix ce trebuie. După 8 ore de stat lipit de scaun la birou, e cazul să punem corpul în mișcare și să ne conectăm cu juniorii noștri. Fuga la Hervis and make it happen! Zunivers Podcasts. Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Zunivers. Sunt Andra Pintican și astăzi am ales un subiect care e posibil să doară pe alocuri. În primul rând, pe mine, cu siguranță, pentru că sunt mamă, am 2 copii de căror viitoră trebuie să mă ocup și mă gândesc că probabil și din ascultătorii noștri au preocupări la fel ca și mine. Zona asta a educației e o zonă care naște foarte multe polemici în ultima perioadă și m-am gândit că n-ar fi înțelept să abordez un subiect de genul ăsta din perspectiva mea și atât, ci să vorbesc cu un expert. Așa că nu puteam să invit pe nimeni alta decât Oana Moraru, autoare de cărți pentru părinți, copii, profesoară. Ce rol n-ai? Ca să fie mai simplu de explicat. Bine ai venit, mă bucur tare bine mult că găs. Stăm de vorbă. Oana, noi avem aici un mic ritual până să intrăm în poveste. Cum ai descoperit sensul muncii tale? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Dar sunt câțiva oameni, am citit în studii, care simt vocația, chemarea de mici. Adică eu sunt profesor, am construit o școală, lucrez de 3 decenii în educație, o școală care e de 20 de ani pe piață, dar mă jucam încă din prima copilărie de a profesoara și educatoare. Ok, deci ești unul din oamenii aia care au știut de mic ce are a face. Da. Foarte fain. Și mama e educatoare, a fost și de acolo a venit microbul, dar, mă rog, a fost ceva mai mult de atât. N-am fost la vrăjitoare să-mi spună ce am fost în viețile anterioare, dar sunt sigură că întotdeauna am fost asta. Pe partea asta de cum se împlinește un om sau cum crește el, asta m-a fascinat. Ce a fost la mine în carieră atipic față de un profesorul care iese de pe băncile școlii, e că în primii mei ani de facultate și la finalul facultății am lucrat vreo 2 ani la rând în Statele Unite și am simțit cu totul altă mișcare acolo a minții și a spiritului și asta mi-a dat și dimensiunea antreprenorială. Tot pe educație am lucrat și acolo, într-o tabără uriașă de vreo 2000 de copii din New Jersey. Dar acolo m-au trezit, știi cum sunt americanii și pe vremea aia, că e vorba de acum 20 de ani, sunt foarte spirited, foarte outgoing, când vorbesc de educația copilor sau de organizarea unui spațiu pentru ei, cum sunt taberele, sunt foarte
bine așa ancorați în realitate, în nevoi, în pragmatism, lucru pe care eu nu l-aveam de pe banca facultății, că asta ne lipsește studenților. Nu era în manual, o pierdut paginile. Aș fi lucrat ca profesor, ca învățător, la un dat m-am angajat și în Călăraș, ca învățătoare, până m-au anunțat că am intrat la facultate. Am lucrat în facultate mult, în grădinițe de stat, în timpul studenției, dar ăștia în America mi-au schimbat perspectiva totală și au băgat cumva virusul ăla bun al antreprenoriatului în educație. La mine așa, mentorat, scris cărți, sunt profesor de română, sunt învățătoare la bază, educatoare. Uh-huh. Aș fi fost un profesor bun, cu minte, dar să-ți construiești carieră din asta, dincolo de partea asta, cu gradele didactice și ce... E destul de strâmtă cariera didactică în România. Ajungi la gradul 1 și cam asta e. S-a împlinit cariera, gata. La mine a fost gata. Asta, cum să ajung doar la gradul 1? Ce pot să mai fac din educație? Dar asta s-a activat acolo, când am văzut că se poate face foarte mult cu calitățile unui dascăl. Și dărui comunității și câștiga mai multe roluri. De contribuție, da, nu? Da, da. Și acum asta fac. Fac și școală, scriu cărțile, fac și mult mentorat, conferințe, am și o tabără noastră privată. Adică fac tot ce pot în domeniul ăsta, împletind foarte mult educația cu antreprenoriatul. Nu doar ideea aia e școală privată. Mult antreprenoriat în educație. Nouă ne lipsește antreprenoriatul în educație. Și încă cum în România. De aia nici nu se resuscitează sistemul, că nu suntem suficient de mulți oameni care suntem profesori la bază, dar suntem și cu spirit pragmatic și administrativ bun. Doar executant și atât. Și cumva aș putea spune că vedem asta și în cadrul organizațiilor unde eu simt că avem nevoie de intraprenori. Ok, avem antreprenorul care creează acest conglomerat de produse pe care le vindem și facem din chestia asta un business. Dar avem nevoie și de oameni care să trateze business-ul ăla cu seriozitate și să își asume responsabilitatea de a-l face să meargă, intraprenorii. Deci da, și să aibă și răbdarea, rezistența de a rămâne suficient de mult în domeniul ăla de lucru ca să ajungi la rezultate, că mie mi-a trebuit mulți ani ca să ajung la niște rezultate. Acum mă uit pe generațiile actuale de tineri, profesori, instructori, cu cine lucrez eu, parcă, nu știu cum tu ești din domeniul ăsta că recrutezi, parcă nu mai e suficientă răbdare de a rămâne acolo în locul de muncă până chiar sunt rezultate. Oamenii vor rezultate imediat. Da. Și nu produci în niciun domeniu. Îți împărtășesc starea și cumva chiar e un lucru pe care eu îl discut foarte mult și cu profesori și cu oameni de HR în organizații, pentru că cu fiecare generație parcă se mai pierde câte un kilogram de răbdare. Uh-huh. Dar eu îți prezint perspectiva mea, da, doar așa, da, să vezi cum ți se pare. Mie mi se pare că, de fapt și de drept, asta e o lume pe care noi am creat-o. Pentru că dacă, nu știu, hai să ne amintim când mergeam la bibliotecă, noi, da, când eram, da? Până plecam de acasă, ajungeam la bibliotecă, îmi dădeam seama că am uitat abonamentul. Întoarce-te iar pe jos. Când te întorci într-un final, ai abonamentul, intri și îți dai seama că singura carte pe care o vrei tu a luat-o altcineva și mai ai de așteptat 2 săptămâni. Deci, oricum ar fi, noi am exersat răbdarea încă de mici. Uh-huh. La televizor nu puteai să te uiți oricând, că vorba aia, aveai un program. Da, da? Eu înțeleg că există justificare. Dar de ce n-au ăștia tineri. Gândește-te că poți face o comandă online în mai puțin de 6 da. secunde, știi? Adică copiii noștri și tinerii de astăzi au crescut cu gratificări imediate și creierul lor e dependent de rezultat rapid. Exact. Doar că teoria învățării de calitate și a performanței în viața ta profesională, întâi academică, spune că cel mai bine se realizează nu cel neapărat inteligent sau cu vocație, ci cel care are toleranță la frustrare și reziliență mare. Și poate să treacă printr-o zonă de disconfort. Da. Iar pe noi ne-a furat acum tehnologia și am dat copiilor noștri și tinerilor noștri și e ok că vor rezultate. De ce e ok? Pentru că ei sunt mult mai dispuși să schimbe locuri de muncă 10 într-o viață. Pentru mama mea asta era o tragedie, da, dacă mi-a schimbat locul de muncă, da? Și momentul de dezmoștenire, da, da. Ce ai schimbat? Da. Și asta e bine, că pe o parte se câștigă, hei, nu stau aici și clocesc în nefericire, îmi caut din ce în ce mai bine ceva până ajung să mă mulțumesc. Ceva care să rezonez, da.
Dar ca orice lucru în viață, asta se are și un downside, adică partea cealaltă a medalii, că s-ar putea să scazi din nemulțumire în nemulțumire și să pleci de la locul de muncă exact în momentul în care ar fi apărut niște rezultate satisfăcătoare pentru tine și pentru ceilalți. Și tu ai putut să aprofundezi mai mult ceva. Eu știu așa toată istoria chinuielii mele și cât am îndurat și am ținut cu niște... De exemplu, eu am deschis o școală în Călăraș în 2007. Că așa am vrut să mă întorc în Călăraș, din București, cu fiimea, era mică. A fost foarte greu la început. Foarte, foarte greu, că comunitatea nu era deschisă către educație privată. Sunt și... surprinsă, provincia primește greu. Da, așa am vrut, schimbări. Așa a fost contextul vieții mele. Nu că am vrut în Călăraș, acolo mă și simțeam în stare, nu în București, unde avem acum. Și nu îți imaginezi câtă umilință, câtă supărare, apropo de convingerea părinților. Ce primeam înapoi în nas, apropo de promovarea școlii. Cum râdeau de mine... cum cereau clienții să fac, pentru că așa vroiau ei și eu aveam o anumită perspectivă în educație. Toate lucrurile astea aducătoare de foarte mulți nervi, suferință, m-au crescut extraordinar de bine. Fără asta n-aș fi capitalizat, n-aș fi avut acum bani, putere de pe cont propriu de. Dar n-am câștigat bani acolo, în Călăraș, însă am câștigat ceva. În 12 ani, 10 ani, ultimii 2 ani au fost și pe drumuri între, ceva care au capitalizat după vârsta mea de 40 de ani, chiar capital, nu, financiar, plus comunitar, plus... Câți dintre tinerii de astăzi mai au reziliența de a sta și s-a de lovit de toți pereții și de toate tipologiile umane ca să creeze un capital, un know-how, care ține în primul rând de relație și de cunoașterea de sine. Asta simt eu, că da, sunt mai dispuși să schimbe, dar nu clocesc suficient de multe ouă într-un singur loc încât să se întâlnească cu sine și să găsească soluții pentru situațiile alea foarte dificile și foarte, care se simt foarte emoțional, foarte rău. Și dacă tot am ajuns în subiectul ăsta și până navigăm și spre celelalte, hai să dăm părinților un instrument prin care să-și ajute. Ok, eu înțeleg că mediul în care trăim e așa cum e. Nu poți nici să-ți închizi copilul în beci departe de YouTube și de internet, pentru că peste 20 de ani nu o să mai aibă avantaj competitiv în cadrul unui interviu la un job. Da? Dar totuși, hai să vedem cu ce putem veni adiacent. Ce vitamine de reziliență. Deci vitamina trebuie să fie întotdeauna toleranța la creșterea toleranței la frustrare. Asta creează omul rezilient. Ce înseamnă toleranță la frustrare? Nu știu, copilul e sete, da? Are 2 ani și stă pe canapea și vrea un pahar cu apă. Amână-i cât poți de mult, 3 secunde în plus față de ziua trecută, aducerea și săritul, stai să-ți dea mami, stai să-ți dau imediat. Eventual se duce el și ia un pahar cu apă. Sau iese afară, dar tu deja l-ai dădăgit în casă să-și pună și vestuța și maieuțul și gecuța că e fric și e ploaie și e vânt. Sigur că nu-l dai în pielea goală până își dă el seama, dar nu-l dădăcești atâta. Îl lași cum s-a îmbrăcat el la 5 ani, ieși în curte sau unde ești tu pe stradă și lași să simtă corpul lui și frigul și vântul și senzația de rău ca să spună, hei, mi-ar mai trebui o haină. Aha. Noi suntem o generație care... Să-l facem să fie conștient de corpul lui. Nu, nici măcar nu-l așteptăm să conștientizeze senzația în corp. Le dăm noi o haină, întrebăm, da-ți e fric, da-ți e foame, da-și... Da. Iarăși, asta e o generație de copii care ronțăie tot timpul. Tot timpul au ronțănele și între mese, și la culcare, și în tabere când merg cu ei sau în excursii, dar a mâncat suficient, dar la ronțănele, înainte de culcare el mai obișnuiește un sandvișuț și așa. E o generație care n-a simțit niciodată foame. Da? E normal să fie doar, nu să-i înfometăm, nu să-i trecem din nou prin istoria bunicilor mei care au simțit ce ea foamete și secetă. Dar inclusiv asta, cum le oferim mâncare complet până nu se golește și stomacul nu se golește și nu simte sănătos, mi-e foame, de-abia aștept să și mi-e o sete de mor, abia aștept să beau paharul ăsta cu apă, de-abia aștept să pun masa și să apreciez supa aia. Dacă eu nu așa, nu simt niciodată una, nu sunt în contact cu corpul meu și nici nu apreciez nimic, pentru că copiii apreciază doar din nevoie. Dacă mami și cu tati vorbesc și eu mă bag copil la 5 ani și am ceva de spus, nu arde casa, n-am ceva, și mami și tati mea se orientează spre el și își opresc conversația, asta este un mod de a submina reziliența pe viața copilului. E un mod simplu, sunt mii de gesturi banale în timpul zilei care zice, ei, hai, lasă că nu o să moară ăsta. Nu, dar poți să faci asta, hei, stop, stai puțin să termin conversația, că nu-l rănești. Deci pornind de la gesturi mici până la gesturi mari,
școlare. Un copil de clasa a doua e pus prima oară în situația să citească o problemă de două, trei ori, că nu-i mai este rezultatul din prima. Cum sunt ăștia isteți. Și copilul cel mai isteț are nevoie, cam pe la clasa a doua, la mijlocul clasei a doua, să-și citească o problemă de două, trei ori. Okay. Am văzut copii extraordinar de inteligenți, cu mult IQ față de restul clasei, care crescuți așa foarte comod și genul să-ți dau, să spun ce simți, ce foame, ce sete, hai mami, nu plânge, că uite, rezolvăm imediat. Aceea, indiferent de cât de inteligenți sunt, nu-ți voi citi niciodată de două, trei problema. Fie spun că ei sunt proști, sunt prost, ca să sufere tot mami și tot mami să găsească rezolvare, fie fac un tantrum așa, fie problema asta e proastă, e greșită, da? Fie încep să fugă, să fofileze și disconfortul ăla pe care îl simt în fața nevoii de a citi de două, trei ori, că e un disconfort și creșterea cognitivă se întâmplă cu disonanțe și disconfort intelectual, nu e ceva din harta lui mentală. El n-a fost obișnuit până la 9 ani când a făcut clasa a doua. N-a fost. Toată lumea a operat dintr-o zonă de confort atâta. Problema aia ridică un pic mai mult și el nu recunoaște situația. Mai mult o asociază cu nefericirea sau cu prostia. El, băi, nu pot, simt așa o emoție disconfortantă, mami nu mai e aici, mai îmi pun un maieuț, îmi dea un pahar cu apă să-mi rezolve problema și vin acasă și nu știu cum să traduc emoția asta, că nu știu să rezolv problema. Și atunci instinctul meu spune, sunt un prost, nu sunt în stare de nimic. Și atunci tot mama codăcește, dar tu poți, hai să încercăm, hai să facem. Tot săraca ea vrea să rezolve. Într-un ciclu așa, da, într-un loop de asta. Da, mi-a zis fii mea, nu sunt o proastă, nu sunt în stare de nimic. Eh, asta este, ești proasta lui mami, vedem acum, dacă e, nu există oameni deștepți sau proști, toți suntem cel puțin 10 minute proști pe zi, așa au zis savanții britanici. E un studiu care arată că și celălalt. Hotărăște-te, când ai nevoie de mine, pot să te ajut un pic să mai creștem de la prostia. Uh-huh. Dar ești dat nici mă. Am nasul strâmb, sunt un pic grat. Da, ai nasul strâmb. Vine mami, râd copii în clasă care are urechile clăpăuge, la clasa a doua. Păi ai spus lui Fitu că e clăpăug, că e. Okay. Da? Are urechile mari și clăpăuge. Până nu accepti tu cu el asta, că nu e nimic rău în asta avea. Ești... Uh-huh. Ai așa, ești funny, ai niște urechi atipice, astea sunt urechile de familie, ești bine, mami, ia uite ce simpatic, dar sunt clăpăuge, sunt un pic gras. Băi, ești un pic grăsuț, dar nu e nimic rău în asta. Da, da, să nu mai ascundem sub preș, să nu ne mai facem că nu vedem. Ascunde și cred, așa, și atunci copilul nu mai e dispus să sufere nimic, inclusiv suferința sănătoasă a minții care trebuie să se dea de trei ori peste cap ca să, mă rog, să afle rezultatul unei probleme. Ce tare! Deci dacă vrem cumva să creștem adulți asumați, aș spune eu, avem nevoie de copii liberi, dar copiii care să înțeleagă amândouă părțile ale medaliei. Nici știi? Dacă îl cerți prea mult și spui, pune mâna la muncă, pune mâna, că eu uite ce am făcut, tu trebuie să muncești mult. Da. Crezi același efect să dai înapoi. Te duci și faci istoria părinților noștri cu noi. Și când te simți judecat sau și de la mame afli că nu e suficient de în stare să... Așa, cu atât mai mult vrei să renunți. Deci nici extrema cealaltă. Cea mai bună cale e mereu cea de mijloc, în care copilul primește și suficient ajutor și structură, dar eu ca profesor sau ca mamă stau cu reziliență de spate. Păi hai de două ori, hai că citește mama cu tine, hai încă o dată. Nu, hai că poți. Nu? Hai că putem. Hai că putem. Da. Okay. Trebuie să te faci aliat. În perioada formativă, nu trebuie să arunci în terenul lui responsabilitatea și modelul de devenire social-cultural pe care l-am creat noi în mod aberant. Trebuie să fii partenerul copilului. De aia zic că nu-i spui, e treaba ta, e munca ta, e tema ta, nu știu, citește de două ori. Tu cum crezi că am ajuns eu departe în viață? Citi de trei ori. Ce mai nesuferit lucru. Da, nu. Da, da. Hai, suflec și-o mânecile, hai să vedem amândouă, ia să vedem cum e. Ouleu, da, chiar că e greu asta, hai să vedem cum. Păi hai să o citim așa. Tu ce zici la asta? Adică o întâlnești la mijloc, dar prin poziția corpului tău, și prin atitudinea ta, prin cheful tău de muncă, tu de fapt îl contaminezi pe copil de cum se va apropia el de treabă și cum va rezista la situații nasoale, la situații grele. Deci mi se pare super valoros. Eu tot mă uit așa cu îngrijorare la piața muncii, pentru că deja avem o criză de personal fără precedent. Statistica spune că undeva până în 2050-60 mai rămânem vreo 10 milioane prin țară, din care un sfert pensionari, iar restul mulți Gen Z de astăzi. Și chiar, nu mai știu, parcă KPMG făcură un studiu de curând și spuneau că 6 din 10 tineri
din generația Z nu sunt pregătiți pentru muncile din 2040-2050 da, încolo. Da, oricum decalajul va fi din ce în ce mai mare. Va fi, exact. Deci pentru mine sună sirenele din toate colțurile pe românește. Da. Și mi-aduc aminte cumva și munca mea de unde a pornit. Eu lucrând cu orcaholismul meu de câțiva ani în terapii și după burnout-uri, pe vremea în care nu știam câte urechi am în cap, eram cu fiica mea, muncești, trebuie să muncești, dacă nu muncești, hai, da, dădeam adică... și eu mai departe ce am primit. Uh-huh. Și acum, dacă mă uit la fiimea cea mare de 14 ani, orice lucru pe care trebuie să-l facă, îl începe cu o pauză. Uh-huh. Adică copilul s-a autoreglat, m-a văzut pe mine că-s dusă, uh-huh. că-s plecată rău, da. Și a zis, eu ca tine, nu. Ui, aici e o artă. Da. Să dai copilului și zvâcul ăla muncitoresc, da. Că fără ăla nu poți. Responsabilitatea, da. Aia, pasiunea de da. Ce faci. Și ascultă, eu sincer cred că ajungi așa după 30 de ani, 40 de ani să te eliberezi și să muncești cât îți place, cum îți place, după ce ai dat cu capul de multe. Tras vreo 10 ani și la un șef mai dificil și la un program de lucru. Cine nu trece prin etapa aia, e credința mea, nu știu, de un pic de muncă de jos, dar asta, uite, văd și societatea americană, ăștia cu bani, ai văzut, își bagă mulți copiii, da, copiii la munca de jos, în propriile firme. Copilul tău, chiar dacă a învățat sau n-ar mai avea chef să lucreze într-un birou și visează la o muncă interesantă de pe plajă, de acasă, online. Sau ce mai fi acum, juicy. Și pe aia, chiar dacă are niște competențe extraordinare, nu o să o ducă la potențialul adevărat dacă n-a trecut prin anii aia de ucenicie. Ăștia în afară, știind că tineretul nu mai are, disponibilitatea uh-huh. să stea la 20 de ani la un șef nasol sau 23, au mutat toată perioada asta de târșală și de învățare în voluntariat și implicare în comunitate și în joburi pe care copiii le au încă de la 15 ani. Da, da. Da. Adică, de exemplu, fiica mea la 20 de ani deja e de 5 ani lucrează. Uhum. Într-o formă sau alta, acum plătită, deși e de-abia primul an de facultate. Uhum. A trăit în modelul ăsta în afară și a făcut muncă în folosul comunității și a lucrat de la restaurant până la cămine de bătrâni, până la pictat la nu știu ce creșe, nu știu ce, până la strâns bani pentru nu știu ce specie in danger de nu știu unde, de la niște deci, copii. Cumva oricum numai să-i pună să facă. Deci să în perioada asta în care oricum depinde școală și școala le-a impus ca în CV-ul lor să existe și asta și asta și asta, a făcut deșteaptă treaba. Ea deja a trecut prin aceasta și când va ieși din facultate, probabil că va avea înțelepciunea să nu stea cu un șef toxic. Da. Deja dar va construi noi... o stimă de sine, va ști niște standarde păi da, de muncă. Pentru că statul, în care se a crescut, a avut grijă ca ei să arde etapa asta mai devreme. Mai devreme, de fapt, pentru ăla că e noi ce potrivit. Facem? Noi nu ardem, nu ne trimitem copiii să muncească de mici. Și la 23 de ani nu vrea nici jobul ăla, nici ăla, nici ăla, că acolo e mult, că acolo e greu, că acolo mă plătește puțin. Păi de unde vrei să pornești? Sau vin la mine oameni fără nicio experiență la interviu și mă întreabă din prima câți bani și eu întreb, dar tu ce știi să faci? Adică hai la mijloc, eu îți dau... mai dau încă o perspectivă, că eu lucrez foarte mult cu voluntari, eu sunt lipită de asociațiile studențești, că acolo se mai mișcă un se pic. Se mai mișcă, am văzut, am început. Și mai sunt chiar și ceva grupări de-astea prin oraș. Uite, am avut un grup de copii de prin Onești, care mi-au cerut să le țin workshop-uri despre importanța somnului în dezvoltare și cum să-și investească timpul la 14 ani ca să beneficieze la 26. Deci mai sunt. Da, da. Sunt și copii. Sunt și elite. Dar vreau să-ți explic că, și acum o spun cu foarte multă durere în suflet pentru breazla mea, că iubesc meseria pe care o am și anume de hasherist, nu se ține cont de experiența de voluntariat. Deci e dată dismis foarte ușor. În momentul în care ai CV-ul cu voluntariat în față, nu ți-i conde. Adică deci noi n-am creat sistemul pic... care să potențeze exact, asta. Exact, noi nu înțelegem valoarea acestui. Eu fac voluntariat de la 16. Noi înțelegem, dar acum sistemul, instituțiile statului român sunt foarte șubrede. Și numai după ce sistemul impune copilului să-și construiască o carieră profesională încă din școală, el o va face. Câteva elite, câțiva copii isteți sau care au avut șansa unor părinți, se duc oricum acolo. Uh-huh. Dar în țară, nivelul slab e pentru că noi nu lucrăm cu media, nu împingem de la spate, nu transformăm copiii care ar putea, dar nu prea ar vrea.
Plus că nu lucrăm cu cei care sunt sub medie, cei din zonele defavorizate, să le creăm senzația de viitor. Și atunci vin pe piață, dar totuși, uite, eu lucrez în București, unde sunt multe resurse umane, da? Sunt concentrate pe educație. Corect. Profesori și învățători. Vin, ce pot eu să fac, ce jongleuri fac ca antreprenor, că probabil toți fac asta, e să-mi iau oameni tineri care nu-s buni. Adică au destule metehne, dar au ceva la interviu acolo, vor să crească și stau foarte, cam 3-4 ani în spatele lor, dar mult, adică muncă zilnic. Să-i formez. Da, să-i formez. Dar între timp trebuie să jonglez cu tot felul de incentives, ce le dau eu să rămână la slujba asta. Da. Pe mine mă doare sufletul că le creez niște avantaje pe care eu nu le-am avut decât după 40 de ani. Și mă gândesc, băi, ăștia n-au muncit, dar eu cred să-i țin. Dar cred că aprecierea e problema, că nu le au și nu le apreciază. Dacă lipsit, nu le apreciază și te doare mea și ca șef încerci să nu fii toxic și să nu pui suficient, să nu pui presiune să se supere emoționalul lor, care emoțional e format de o școală distopică, nu știu, îi vin foarte fragil emoțional din școală. Și de am sesizat asta cu mulți tineri cu care lucrez. Zic, păi, de ce ai făcut, uite, asta nu merge așa, ca o mamă, ai cert? Da. Să văd că se înroșesc, se supără, se tulbură. Da. Hei, ce inteligență emoțională ai dezvoltat în școală? Nu-i zic, Doamne ferește. Nu, dar să supăr. Mă pur la copii, da? Da. Nu avem inteligența asta emoțională până unde... Și avem în România asta că dacă îi reproșezi unui om ceva, nu că îi reproși, dacă îi spui, uite, n-a mers asta, o percep ca problemă, o iau foarte personal. Eu tot spun că problema noastră cea mai mare în organizație, da, tu ești cu educația, eu cu fiecare, păi, cu taclaua ei. Tot antreprenoria. Da, exact. Da. Cea mai mare problemă pe care eu o văd este că avem foarte mulți manageri în rol de părinte normativ și foarte mulți copii în rol de copil angajat. Victimizat. Și da, foarte mulți angajați în rol de copil victimizat. Și eu ce nu văd în organizație asumare. Deci eu nu o văd pe nicăieri. Tot timpul e pisica dintr-o curte într-alta aruncată. Mă rog, asta acum... e colectivismul, că noi așa, dacă trăim cu toții la fel, vina se împarte și... Da. Și ce am observat în ultimii ani este faptul că sunt mulți oameni care parcă așa au parte de o trezire, deodată înțelegem că avem stimă de sine, că mai există și altceva decât medii toxice, că munca nu trebuie să te cocoșeze și că ce crezi, poți face și lucruri care îți plac și să trăiești din asta. Și că noi am cam dat dismiss de mici, cu pasiunea mor de foame. Deci noi din start am exclus că putem să muncim așa, cu drag. Așa mi s-a spus și mie. Deci cunoști. Și văd că începe acest val al oamenilor care vor să muncească cu sens, în medii care să aibă sens și ori sunt stigmatizați, are pretenții, s-a urcat la cap, s-a luat o razna, ori se duc în companii, pentru că sunt și câteva companii care cumva au cam prins șpilul, sau au înțeles ce se întâmplă, au înțeles că evoluția, vrei, nu vrei, vine peste tine, lucrurile sunt în schimbare și că trebuie să se adapteze. Și sunt companii care încep și își orchestrează cultura organizațională, considerând lucrurile. Da, așa am început să fac și să-mi pregătesc și pe țeavă înapoi din spate viitorii, pentru că ăștia tineri vor să stea 2 ani și dacă se simt bine într-un loc, își pun din cap, din deci start. Deci strategie de employer branding, pare să... aduc din spate și să nu rămân niciodată descoperit. Îmi place, deci faceți strategie de workforce și pe termen scurt, mediu și lung. Nu știu, eu nu cunosc terminologia asta. Eu m-am adaptat de mulți ani în antreprenoriat și m-am adaptat frustrărilor personale cu tehnici de pregătire. Să nu mai au personal când pleacă, să înțeleg. Și înțeleg foarte bine, dar am acest of că foarte puțin stau până construiesc ceva. Cred că nici ce simt eu cu tinerii, că trebuie să-i ajutăm un pic la motivația intrinsecă. Trebuie să le fac pregătire și formare psihologică. Da. Asta e foarte greu. Dar acum se cere asta și profesorului de la clasă. Nu mai e suficient să predai materia aia pe care o știi. Trebuie să ai o relație cu copilul de natura terapeutică. Trebuie să ai o înțelegere a familiei, trebuie să ai un tact anume. Ca trebuie să fii și să ții o comunitate în mână. Managerul de școală nu mai e doar un domn director care el trebuie să se... de fapt, stresul nostru al tuturor e că societatea modernă a pus în fiecare an altă pălărie peste cealaltă pălărie. Și prea avem multe senzația nevoi. De om copleșit, da. Da. Totuși, cu niște job description-uri ca lumea, cred că mai putem să mai eliberăm așa din presiune. Mă întorc la problema mea, că eu ca un pitbull, dacă am țintat, nu mă las, cu școala, că nu formăm copiii pentru
ce? Dar nici nu m-aș mai uita că nu-i formăm pentru meseriile viitorului. Mie mi se pare că nu îi ajutăm să înțeleagă rostul muncii. Eu asta simt. Da, dar cine să-i ajute? În mod normal trebuie să existe o elită la nivel administrativ, academic și politic, care măcar se uită la modele europene, că în Europa suntem amaderate, da? Le ia de acolo, că deocamdată nu suntem creatori de conținut pe educație, nu știm, nu avem strategii, nu avem multă cercetare, să ia două, trei modele și să aplice, să le adapteze puțin și testeze, măcar asta. Dar nu facem asta și nu reușim să transmitem copiilor asta și să ne formăm, pentru că suntem încă un stat condus în plăcile lui tectonice de forțe, să zicem așa, strategice cu gândire veche. Pe control mult și pe câștig de familie, de clică. Da. Dacă reforma nu vine dintr-o mamă, ce bine am scris acum pe hârtie, vine din voință, nici măcar politică, că politicienii au ajuns acum așa marionetele unor structuri care țin economic în mână putere și care decid cât de educați își vor copiii și tineri. Nu conștient neapărat și cine îi decid. Decid șmecherește, că ei știu că nu vor să aibă. Mm-hmm. Dacă nu facem o asumare din asta politică și sub politic, la nivelul celor care țin banii și au economia, așa, nu avem nicio șansă cu profesorii actuali. Ce am încercat noi la firul ierbii, eu și mulți alții ca mine, e să mergem prin țară să inspirăm grupulețe de profesori care acolo la clasă mai dau un zvâc copiilor. Dar nici pe departe, nici dacă o să fim mai mulți care facem asta, nu se întâmple. Pentru că profesorul copilului tău trebuie la rândul lui să treacă printr-o formare, cum faceți în multinaționale, se vede. Eu am de-a face cu părinți care lucrează în organizații unde au trecut ei înșiși prin foarte multe formări și sunt mai deștepți decât profesorii mei de la clasă, părinții ăștia. Nu mai inteligenți, că au trecut prin reformatori personale, am eu șansa că am genul ăsta de clientelă, de părinte, partener, și se vede că adultul și-a dat de foarte multe ori reboot și au venit peste el niște structuri care i-au reformat, minimal acolo gândirea. Dar la noi, pentru învățători și profesori, bun, uite cum spuneai de educatoarea în vârsta fiicei tale, că e foarte bună. Ea n-a participat între timp cu potențialul ei la niște formări. Știi ce ar fi și din ea? Pot doar să-mi închipui, păcat că se pensionează vara asta. Da, și dacă se pensionează și ultimul an poate să aibă impact pe o generație. N-avem asta, modernă. Avem oameni foarte slab pregătiți la catedră. Bun, și ce... Ok, mă gândesc acum la tinerii care vor să intre în învățământ. Fiii mea e disperată, vrea să facă învățătoare, inspirată de modelul doamnei ei, învățătoare, deja știe că o să își facă și canal de TikTok, să fie altfel de învățătoare, are foarte multe planuri. Bun, cum pot să se ajute singuri? Pentru că, uite, eu iarăși mă duc în organizație, știi? Băi, sunt organizațiile alea care au un career path pentru fiecare angajat, au programe, au de toate. Exact. Și sunt și organizațiile care nu își permit să facă asta. Și eu nu sunt de părere personal că tu trebuie să stai, să-ți dea organizație. Pune, frate, mâna, uită-te la meseria ta. Vezi, mă, meseria mea în 20 de ani, cum? Lasă 20 de ani, în 5 ani, cum o să arate? Eu îți mai sunt apt? Mai sunt sexy în piață? Păi da, ăștia nesexy se opresc la gradul 1 și rămân acolo ca un salariu bun, dar și ei poate să facă o schimbare mare. Dar dacă fiica ta vine din generația asta unde intră în rolul de învățătoare și vrea și canal de TikTok, vrea să producă conținut și să-l dea altora, asta e pe nevoia aia de a contribui, de putere, de imagine, de sine, sunt foarte bine. Salvatoare. Că sunt, le folosim și pe alea, și salvatoare, și am avut asta. Terapie, da. Oamenii, așa. Poate să facă asta și ar fi extraordinar, că ar avea impact asupra lor. Dar de la un punct încolo vrei să și câștigi bani din asta. Ai. Profesorii câștigă bani din meditație sau din colaborări pe lângă sistemul public cu after school-uri și așa, sau se duc în direcția asta antreprenorială, își fac
școli de limbi străine, își fac școli de meditații. Ok, legal. Deci intră și ei în antreprenoriat. Există antreprenoriat în educație în România în creștere și există cerere din partea părinților. Deci rămâi o vreme într-o școală, înveți, stai la... Nu după 2 ani faci antreprenoriat. Acum sunt mulți care au stat 2 ani la cateră și a zis, eu vreau altceva. Nu cred că pot să construiești, nici eu acum nu pot să am autoritatea unei păreri în niciun interviu dacă nu sunt zilnic la clasă. Eu sunt zilnic la clasă. Și cu vârste mici și cu gimnaziu. În fiecare zi iau feedback de la ce se întâmplă cu generațiile astea, ce gândesc, cum reacționează. Și dacă ai avut 2-3 ani și până vrei să fii, nu știu, vedetă în educație, cum sunt mulți, sau să mergi direct în minister să reformatezi, nu-ți văd nicio... E nevoie să stai mai mult la firul ierbii. Sau să ții legătura cu firul ierbii. Că se schimbă atât de multe pe copii și pe puterea lor de a înțelege, de a vrea, de a gândi, că nu ai tu cum să... gândești pentru viitor dacă nu simți prezentul, ce se întâmplă acum în clasă. Uite, voiam să-ți cer părerea legat de un aspect. Și eu, la rândul meu, mă rog, nu sunt profesor, dar trăinuiesc cumva tot în zona asta de educație, predau HR, predau resurse umane mai departe. Și predau și juniorilor, celor la început de drum în HR, astfel încât să se lămurească dacă e ceva ce-și doresc, ca să nu intre în domeniu și peste 5 ani să zică de ce am ales. Și predau și către profesioniști. Și sesizez că avem o moștenire mai puțin sănătoasă despre ce înseamnă învățare. Învățarea e cu trebuie. Și mă uit așa că parcă n-am învățat ce trebuie despre învățare. Tu cum simți chestia asta? Ce, și n-aș vrea să te raportez la școala ta, că știu că tu acolo faci lucrurile astea. Nu, mă raportez la mine. La tine, și aș vrea să ne uităm totuși un pic și la... sistemul de învățământ din România. Ce ne învață sistemul de învățământ din România despre învățare? Deci, lucrul cel mai specific despre natura umană, particular naturii umane, este că e foarte programabilă. Omul e foarte programabil. De fapt, tot ce crezi tu că e viața ta, personalitatea ta, a fost programat. Când, până în 6 ani, când n-aveai sisteme de apărare, ai luat de în jurul tău tot ce au crezut părinții și bunicii tăi. S-au scris codul tău. Da? Acum, pe învățare, se rescrie codul peste tot în lume. Până acum era codul ăla al individului care trebuie să fie o rotiță care produce în sistem ceva. Și atunci trebuia să înveți asta. Și acum trebuie, dar la alte niveluri de trebuință. Și e normal să avem în cap vocea asta. N-ai făcut suficient, n-ai studiat suficient. Nu ești destul de bun. Studiile arată că copiii, noi toți care avem un pic de sindrom al impostorului, care ne spunem, băi, dar totuși n-am învățat destul de mult, mai trebuie să mai citesc, suntem mult mai buni sau sunt mai buni acești oameni și mai performanți în domeniul. Deci oricum e bine să-ți pui acest trebuie, poate n-am citit suficient de mult, poate n-am învățat. Asta deci e acolo un semn de întrebare tot timpul. Mai trebuie să ai o presiune interioară. Nu există asta, că mamă ce învățare ai... Pe de altă parte, deci la polul ăsta unde trebuie să păstrăm asta, că nu există rigoare și putere decât din partea omului care a stat și cu creionul în mână. Dar nu toată asta e învățarea, adică nu-i ducem numai acolo, dacă n-a făcut doar asta, nu. Învățarea este și de pe canalul YouTube, dacă știți platforma aia cu In a Nutshell. Cred. Așa. Unde sunt sute de mii de videouri încărcate și animate în care ți se explică istoria Imperiului Roman în 4 minute. Oh, ce tare! Da? De acolo își lua fimea extraordinar de multe lucruri. Foarte fain. Adică poate eu am un profesor care recită din manual în clasă. Și nu-i stilul meu. Nu o să mă cramponez. Eu ca mamă nu o să-i zic, fă ce ți-a spus el, citește încă o dată lecția din manual, că trebuie. Eu sunt mamă deșteaptă și zic, băi, citește, dar du-te acolo în acel și încearcă să... Acum au ChatGPT-ul sau mai multe inteligențe. Fiimea îmi zice, băi, ies de la curs, mi se pare că n-am înțeles și îi spun ăstuia chatului, te rog, explică-mi ca și cum I'm an idiot. Serios îmi și spune, sau like I am five, like I am seven, încă o dată conceptul. Ce tare! Deci învățarea acum ia cu totul altă turnură, că există o mulțime de alte instrumente, de la cele clasice YouTube-ul, sau există un sistem de mentorat sau de meditații la nivel internațional. Eu știu că tu te duci la nenea ăla de matematică din școala copilului tău să-l dai la meditație ca să ia un amărât de 90 la examen.
Dar ce ar fi dacă tot știi o limbă și l-ai dat de la grădiniță la limba engleză, să-l bagi pe un site unde sunt profesori meditatori din afară care știu conținutul și îi dau copilului tău altfel materie. Deci numai cei care au reușit să dea copiilor sau viitorilor tăi oameni trăinuiți în HR, conceptul rotund de învățare, ce înseamnă și hands-on, ce înseamnă cu alte, așa, aceea. Pe de altă parte, nu uităm nicio, ajung bine la o învățare rotundă și pe pe toată viața. Deprinderea lui de a căuta, de a cerceta, de a afla. Da, asta nu dă școala deocamdată, dar copiii, slavă Domnului, generația Z, se duc și știu să-și caute informații. Adică ei chiar sunt cei care sunt. Dar asta că trebuie să rămână. Asta cu trebuie. Deci cumva tu spui că ne ajută să avem în continuare zona aia de presiune, da, nu dar insistă. Nu dusă la extrem cum am avut-o noi în copilărie și ne-a creat alte... Presiunea psihologică toxică. Presiunea este bună și atleții o au, dar nu din raportul omului care judecă. N-ai făcut suficient, n-ai mulțumit. Ca tanti care e mereu nemulțumită. Da. Eu am nevoie de presiune. Eu acum în... antreprenoratul meu pun foarte multă presiune pe mine. Nu de genul blândă, cum zic ăștia. Trebuie să stai, să ai grijă de tine, să dormi, să amâni. Nu, pun o presiune optimistă. Fac asta, pe urmă mi-au o vacanță de 2 săptămâni, dat tractare luna asta și o fac cu drag. Dar nu există performanță fără trebuie și fără presiune. Asta este bullshit, toată lumea crede. Nu există performanță fără presiune. Deci aud foarte multă asumare, cam așa arată, da? Băi, acum e un moment în care I need to work. Dar a trebuit ca să fac asta să curăț în interior vocea dată de părinții, profesorii și alți martori ai vieții mele. Toți am avut, dar am fost foarte atentă. Băi, ce aud eu dimineața când mă trezesc? Ce mă trezesc obosită? Că știu multe cucoane de vârsta mea, că se trezesc cu această sleială, iar am. Și toți eu am o oboseală cronică. Nu ai nicio oboseală cronică deloc. Ai prea multe voci în capul ai tău. Ai un gând, o voce care rulează ca o placă veche de la maică ta și bunică ta. Știi care era placa mea? Și am scăpat și mi-a trecut într-o secundă starea de oboseală. Când mă spălam pe dinți, când mă ridicam din pat, iar ai lumea de dus pe mine, toată ziua tragi, toată ziua le faci, numai eu, mamă, le-am dus în spate pe toate, dacă nu eram eu, ce s-ar întâmpla fără mine, tactul, nu ajungea nimic, mai că mi-au auzeam asta și încă face asta. Și acum, când mă duc la ea, îmi spune, dacă eu toată viața am tras, și e adevărat. Dar faptul că îți spui asta la primul moment după trezire, o poveste falsă, dar așa vedea realitatea. Da. Iar eu aveam vocea asta programată, de câte ori mă trezeam, din liceu mi-amintesc când am devenit mai conștientă, chestia, iar am asta, de-abia aștept să le fac pe toate să mă odihnesc. Ca să scap. Deci asta de-abia așteptai să le faci ca să scap. Asta facem și cu copiii noștri. Vină de la școală, trebuie să scăpăm de teme. Hai repede, mami, să scapi. Ce înțelege copilul când trebuie să scape? Că deja jumătate din sistemul lui energetic s-a devitalizat pentru că gândul ăsta fură cântecul ăsta milenar de la bunica, străbunica, femei care s-au chinuit și s-au sacrificat și în culturile asiatice e foarte puternic cântecul ăsta, chinuiala și sacrificiul părinților e atât de împovorător pe umerii tăi, inclusiv pe ai mei care sunt mai în vârstă, încât jumătate din energia vitală, cheful de a încerca, de a rata, de a... s-a dus. Și la mine s-a dus de dimineață, adică se începea de dimineață sleiala, credeam că sunt bolnavă, că iau vitamine, că nu știu, și am stat, când m-am spălat pe dinți într-o zi, păi eu asta cânt în capul meu. De unde am auzit eu melodia asta? O auzisem cu zi înainte la telefon la maica mea și nu înțelegeam ce mă enervează. Și în momentul în care am stat și am gândit că gândul ăsta e ca o entitate energetică, ca o minge care nu mi-aparține, am vizualizat că o dau naibii, îi trag un șut și te simți de 3 ori mai ușor. De 3 ori mai ușor. Și dacă am multe de făcut într-o zi, zic multe ce, eu un drum le fac și pe aia și pe aia. Și mâine mai e o zi ca să nu vezi. Am asta să scap, să le duc la capăt, dacă greșesc, dar ca să scap de vocea asta, durat, dar când am scăpat de 3 ori mai multă energie ai. A fost. Și inspirație. Adică poți să muncești mult mai mult. Și nu mai e nici trebuie, nu mai e nici vai mediu toxic, vai cât obosesc, vai ce părinți dificil, că am părinți dificil, probleme în fiecare zi. Ok, sunt probleme și ce?
Ah, păi eu tot zic că dacă ar fi o lume fără probleme, că n-ar mai avea nimeni nevoie de noi. Dar nu am vocea aia. Angajatul tău care se supără acum că l-ai chemat și zic, păi ce ai făcut acolo, e că el are de dimineață vocea asta. Nu faci suficient de mult, nu ești suficient de bun, s-ar putea să te prindă că ești un impostor. Da. Și atunci el, când tu îl cerți un pic, nici măcar nu îl cerți, lui se activează cântecul ăla și tot sistemul lui se depresează emoțional. Și vitalitatea aia, hai, vreau să găsesc soluții. Băi, bine, vreau okay, să contribui, vreau să facem. Personal, am înțeles, te-ai enervat pe mine, hai să vedem ce facem. Nu mai există în România. Asta o observ în organizații și cumva asta încerc să și explic managerilor, că acolo întâlnim problema asta destul de des. Păi, dar eu fac, dar eu spun, dar eu le-am zis. Da. Nu e ceasul. Ok. Ne zici și nouă cât e ceasul, ca să fim sigur. 10. Gata, mai avem două minute, încheie. Asta observ și cu managerii din organizații, care sunt destul de stresați de faptul că ei tot încearcă să încurajeze omul sau creează tot felul de chestii în organizație, team building-uri, tot felul de nebunii, doar că oamenii nu reacționează asta cum se așteaptă ei. Asta e o capcană emoțională în care cade și managerul. Da, e el cu salvatorul, angajatul cu victima, mama. Dar cumva asta încerc să explic că oamenii s-ar putea să aibă din cauza vocilor interioare o percepție diferită față de cea pe care o ai tu în timp ce faci lucrurile. Dar complicate discuțiile despre organizații, despre educație, despre cum ne pregătim copiii să îmbrățișeze dorința de muncă și mai ales, zici tu, să-și crească pragul de toleranță. Așa că ne apropiem de final. Aș vrea să-mi spui un îndemn sau, nu știu, un sfat. Cum simți că poate ajuta mediul privat? Cum simți că pot ajuta angajatorii în zona asta de educație? Ok, am înțeles că statul, din tot ce mi-ai explicat, eu am înțeles doar că să-mi scot speranțele din buzunar. Dar am început să o facă. Am avut la un moment dat un slogan și am vorbit în organizații de-astea cu oameni de afaceri. Am zis, păi, invadați școlile. Invadați școlile. Noi, și nu numai noi, avem două luni pe an în care părinții aduc tot felul de profesioniști în școală care le vorbesc copiilor, le arată copiilor, pleacă cu copiii undeva. Ce frumos. Au nevoie să vadă din toate domeniile de activitate câte ceva. Sau vara, acum că avem școală de vară și pot părinții cu copiii din școala de stat să organizeze o școală de vară în care își distribuie copiii de gimnaziu la diferite locuri de muncă și pe nu o fac rotație. Ieri mai este un băiețel care e și performant și bun. Poți să aranjezi, te rog, să lucrezi într-un garaj de reparat mașini pe vară? Dragul de și el e performant. Își doresc foarte mult. Poți să lucrezi într-un cabinet veterinar? Poți să mergi la un coafor? Asta trebuie să facă, să vină spre școală cu resurse inspiraționale și cu oameni modele de carieră sau nu. Uite, într-un garaj, copiii abia așteaptă. Abia așteaptă asta. Deci invadați școlile. Dacă vă tot vă uitați că e școala așa, mergeți, nu vă primește directorul, încercați în vacanțe cu comunitățile de părinți să faceți asta. Vă organizați în privat, nu neapărat de mână cu școala. Antreprenoriat în educație. Nu cred că putea să existe o încheiere mai bună decât asta. Invadați școlile. Oana, îți mulțumim tare mult. Mulțumesc. Zunivers Podcasts.